Bună ziua și bine ați venit la Albina Online, ca de obicei. Iată, eu pornesc în mulțirea și de data asta o fac profesional. Adică, cum se face în Occident, dar cu un pic de apivirol, tot timpul folosesc. Și aici avem familia Starter. E micuție, pe 5 rame plus rama cu boci. Am să vă arăt rama cu boci. Astăzi este a treia zi de la care bocile sunt căpăcite. Nu folosesc metoda de tramvarzare, ci o altă metodă, mult mai simplă, necostisitoare. Am văzut că mulți apicultori folosesc bocile din bocile făcute din alte surse. Iată, aici Albina a început să clădească, au rămas câteva boci viabile. Să văd de ce au clădit acolo. Astăzi vor fi luate urte. Aici este o botă construită, dar o să decupez acest fagura. Astea sunt bocii făcute, obținute. Și aici este o botă construită în faguri. Metoda este foarte simplă, lipești fagure cu larvă pe această spetează. Alea nu sunt viabile, o să văd cam câte sunt. 2. Iată așa construiesc ele. Deci aici au, dacă ați mai întâlnit așa ceva, să știți că botca este în această zonă și acesta e fagură. Bun. Deci eu am luat ca să număr aceste boci. Am format 11 nuclee. Deci am o botă, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, deci ați mai multe, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 boci. Acestea de aici nu le voi folosi, care sunt. Acestea nu sunt boci viabile. Foarte mici, nu le voi folosi. Deci cam așa arată prinsul acest făgura, să știți că botca este lăsată, are gaura lăsată acolo și va putea ecloza marca. Acum acest ramă nu voi mai băga în familie. Încă mă voi pregăti să le... Da, poate o să o bag. Deci ce am făcut? Am scuturat aici niște albina. Acum, cineva tot îmi spunea că miere nu fac. Am metodele mele de a face miere. Cu astfel de familii fac eu mierea, nu cu familii pline cu ieri. Și pot extrage aici, în staționar, fără să mă deplasez nicăieri 10 kg de astfel de starter finisă. Fiindcă ea, neavând puiet, depune miere. Și am să vă arăt că această ramă are peste 4 kg de miere. 4-5 kg de miere. Cei care consideră că nu pot, nu fac miere, fac miere. Deci ai cozat puietul, ramă full, deci miere, miere de la câmp. Ai cozat puietul și în locul ei este miere. Îngroșată ramale. Nu se va arăt eu.
Se vede in mia recia. Non va su la uni, non un cazzo. A tutta mia recia, mia. La famiglia starter. Ma sì, tutte le cellule de... Albina stai cose, no? Și rama va fi dus să la extracție după ceai clozare și voi scoate 4-5 kg de miere la staționar fără a afecta familiile de bază, ele își vor căra. Ele vor lucra mai departe ritmul lor. Deci dacă acea ramă are 4-5 kg și asta are la fel, deci, dacă vreau să fac miere, fac miere, domnilor. Dar nu așa cum să aștept familiile să fac ele miere, niciodată nu fac. Iată și aici una full cu miere și cu miere, un pic de păstură. Așa, așa. Facem miere, dacă vreau miere. Deci dacă aș vrea miere, aș face miere mai mult decât cei care îmi dați prin pastoral, fără prea mare bătaie de cap. Dar deocamdată nu mă interesează acest lucru. Apicultorii profesioniști nu știu acest lucru, că se poate face miere fără să faci mare eforturi. Am aici 5 rame și 7 sunt pline. La extracție așa 10-15 kg. Aici mai am ceva fier. Și ceva păstură. Eu am mai adus o ramă cu păstură, fiindcă voi da drumul la alte boci să crească. O să mai aduc o ramă cu puier. Măcinile respective o să le mut în nuclee formate. Iată altă ramă cu puiete, gata de clozare, care mai e un pic aici. Și locul ei va fi luat de miere. Are păstură, eu am mai adus o ramă cu păstură. Așa facem noi treaba paralel cu înmulțirea. Deci nu o miere pentru vânzare fac eu acum, ci pentru mine, pentru familie, fără niciun efort. Dacă vreau 50 de kg de miere, mâine organizez familie pentru acest lucru și în 2 săptămâni 150 de kg de miere. Iată aici o altă ramă, are păstură. Și aici am început să puie miere. Bine. Acum voi continua să crez nuclee. Eu asta am făcut ca să văd cam câte boci am pentru a pune nucleele de împerechere. Până atunci rama își va lua locul. Așa arată familie starter. Încă și prea starter, fiindcă au construit fabrile peste boci. Pot să dau mai multe boci la crescut. Aici am dat vreo 20-25. Mai număr o dată. Iau un calcul 19. Pun la loc.
Apa aici? Am mai adus o ramă cu niște păstură. Punem în spate. Și cam asta este familia starter la mine. Și finisuri, fiindcă în buzunar am o mătcuță. În momentul în care pun larvele la crescut, le-a luat în creștere. Imediat dau drumul la miros și este finisor. După căpăcirea bocilor nu mai are nici o importanță. Finisorul. Bine. Da, rezolvat. Cam atât am să vă arăt aici. Acum o să vă arăt și nucleele de împereche. Iată, aici sunt nucleele de împerechere în astfel de zonă. După multe bătăi de cap, cum înmulțesc, cum să fac, iată, folosesc acest stup împărțit în 8. Bineînțeles, de la Viorel de la Suceava sunt cumpărate, tot genusul. Și populăm micronucleele cu ramă cu puiet. Dăm o botă, un pic de siropel, le dau un punj și gata treaba. Voi pune sticlele acestea, tăiate puțin mai diferit. Aici sunt familii. Iată partea cealaltă înmulțitoare. Astea sunt formate acum două zile. Încet, încet se vor popula și dăm drumul la mulți. Cu asta v-am lăsat și numai bine. Stupina e foarte bine, merge foarte bine tot, colectoră de polen. Facem și primii bani din polen. Cei care urmăresc filmele mele, indiferent de pe YouTube sau de pe Albina Online, știți că e mult de lucru. Cu cât crește stupina, este mai mult de lucru. Și astfel ne dezvoltăm. Încet, încet. Iată așa. Să vă arăt la unul niște polen. Să vedem cum colectăm și polen. Iată aici polenul. Frumos. Uite polen. Colectăm și polen de la fiecare. S-a făcut și investiție. Cum vedeți, stupina arată astfel. Și mult lucru și mergem înainte, facem treaba. Nu ca apicultorii cei profesioniști, așa ca mine, ca un începător plecat de la două familii și ajungând foarte frumos în astfel. Nu vreau critici o să fie, nu știu la ce mai poate să fie critici. Cam asta e, numai bine, pe data viitoare. Nu prea am ce să filmez așa detalii, lucrările mele detaliate au fost făcute în anii precedenți, fiindcă aveam mai mult ce să filmez acum voi. Arăta lucrările de împerechere, altceva nu prea am ce să vă mai arăt. Numai bine și la revedere!